Începe misiunea, calm, liniștit, întrebare, răspuns, întrebare, răspuns. Să miți fals și de ce o faceți? Opa, că ai grijă, este acolo un guanță tare crutoi. Cu el mai atent un piculeț, că el e tare de tot. Dar mie nu-mi plac oamenii care nu stiem de mine. Dodon, la început mai ales, foarte obraznic era. Îl mai iei pe sus, îl mai iei pe jos. Și la un moment dat el te ia peste picior foarte dur. Și numai când sunt foarte bine, îl trăsnești cu două întrebări. El spune niște prostii care devin ulterior știri. Și tu ți-ai făcut datoria pe copțele aia atins pe care le-ai vrut. O limbă străină se învață anume în țara de ori, în țara în care ești. Tot ce ai învățat la școală, degeaba ai învățat. Bei mult cafea. Pentru că fumez foarte mult. Și mi-e ușor să fumez cu cafea pentru că îți umezești gura. Hai cam uși mă lămuresc cu tine. Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este jurnalistul Gheorghe Gonța. Domnule Gonța, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la podcastul nostru video. Bună seara, Veceaslav, mulțumesc foarte frumos pentru invitație. Domnule Gonța, din decorul pe care îl urmăriți al podcastului nostru video, tentativa noastră, încercarea noastră de a face o emisiune, ideea în linii generale este un pic altfel, dar în urma evenimentelor întâmplate de curând în țara vecină, n-am cum să nu încep pe această notă. Ce e asta, domnule Gonță, în opinia dumneavoastră? Ce se întâmplă acolo? Evident, e clar, toată lumea știe tragedie, greu, suferință, dar în concluzie o luptă între titanii lumii, ambii vor și arăte la cinism mai mari și din cauza asta suferă oamenii obișnuiți, oamenii normali la cap. Ceea ce bucură mult e că poporul ucrainean a demonstrat cât e de puternic și curajos. Ori tare mulți spuneau și credeau că în două zile rușii iau toată Ucraina. Ceea ce a demonstrat poporul ucrainean chiar a ieșit din comun de frumos. Să reziști unei astfel de armate, eu nu știu dacă cineva credea că o să reușească. Și nici eu nu credeam. Și mă bucur tare că m-am înșalat. Și tare sper să încheie cât mai curând, pentru că din ceea ce se vede, calculul lui Vladimir Putin a fost greșit. Și deja trebuie să fac un pas înapoi și să înceapă negocierile pe care le văd. Nu-l justific pe Putin, dar lupta asta cu cei din NATO, că băieți, nu vă extindeți, la un moment dat l-a iritat prea tare pe Putin. Și a vrut să arate că și el poate. Dar de câte vedem deja câta zi, nu prea poate. De asta mă bucur pentru poporul ucrainean, pentru armata Ucrainei, pentru conducerea statului vecin, că au demonstrat că stare. Chiar asta va intra în istorie și vor fi aplaudați. Acest zis, nu știu dacă putem să-i spunem război, de fapt urmărim în fiecare zi ce se întâmplă acolo de câteva zile. În opinia dumneavoastră va dura zile, luni, ani? Eu cred că atacurile armate se vor încheia în zile numărate, dar deja asta, efectele vor dura ani întregi și eu nu mă refer la reconstrucția Ucrainei. Este clar că Putin nu se va opri pur și simplu prin retragere, dar va dori fie federalizare, fie garanții oficiale prin semnarea, prin modificarea Constituției Ucrainei, că nu vor adera la NATO, că vor fi neutri, așa cum este stipulat și în Constituția noastră. Ucrainenii vor continua să lupte și eu cred că ceea ce au demonstrat ucrainenii acum, prin puterea lor, ei vor insista, cred eu, și asupra revenirii Crimeei, și asupra revenirii Luganscului și Donetscului. Deci băieții au înțeles că se poate.
trebui de luptat pentru teritoriul tău. Deci, în concluzie, luptele armate, eu cred că în zilele numărate o să încheie, pentru că totuși noi nu suntem în secolul 16-17. Nu pot dura. Deja economia Rusiei este afectată extraordinar de tare. Poporul rus nu este încântat deloc. Da, sunt o parte a populației rusești care urmărește unele și aceleași televiziuni. Unii li spune că asta nu e invazie, dar e operațiune militară, operațiune specială. Nu poți să prostești chiar toată Rusia. La un moment dat, chiar și oamenii care cred pe Putin Dumnezeu acolo o să înțeleagă că băieți, omorâți vecinii noștri, frații noștri. Dar negocierile, de tratativele care vor urma, eu cred că asta va dura tare mult timp. Unii experți în linie generale de la noi, dar și internaționali, menționează cumva că Putin și-ar dori sau acel URSS de cândva. Eu nu cred în asta. Bun, eu nu credeam nici că o să atace. Sunt de acord, recunosc. Deci dar noi nu cumva nu suntem următorii așa cum nu, se eu stipulează. Nu, sunt și niște limite, pentru că deja tu declari război mondial când ataci un stat, este un anumit conflict. Când ataci concomitent mai multe state, asta se numește război mondial. Și deja NATO nu o să mai trimite comunicate de presă și comunitatea internațională nu o să mai trimite inimioare pe Facebook cu drapelul deja Republicii Moldova că vă susținem și vă iubim. Voi sunteți bolnavi, oameni buni, deja dacă ne iau și pe noi, clar că mai urmează și alții, e exagerat. Și armata lui Putin totuși nu este o armată despre care ne se spunea în întregi la canalele federale, că sunt extraordinar de mari și puternici. De asta eu nu cred în niciun fel de refacere a Uniunii Sovietice. Eu din ceea ce am observat și pe oamenii pe care i-am intervievat, pe cei care îi pricep, ei spun că Putin a vrut să-și facă coridor până la Crimea, dar nu, unind astfel Luganscu cu Donetscu, Donbasul, deci fapt care, slavă Domnului, repet iarăși, mă bucur că nu reușește, dar nu mai mult. Eu nu cred în asta. Nu cred în așa ceva. Dumneavoastră, în aceste zile, împreună cu familia, cum sunteți? Eu de câteva zile, periodic, când o văd pe soția că deschide canalele astea de televiziuni BBC sau Euronews, la fiecare ceas plânge câte un pic și eu am lacrimat de multe ori. Când citesc știrile și vezi imaginile video de acolo. Eu în dimineața aia de joi, când a început războiul, eu l-am luat pe ăsta mic al meu să-l duc la grădiniță. Și eu, când eram cu el în brațe la 7 și un pic, eu m-am auzit una dintre bubuiturile alea care veneau dinspre Ucraina. Copil în brațe de 4 ani, prima mea idee, bineînțeles că m-am speriat, am zis că, Doamne, ce o să întâmple mai departe? Ce o să fac copiii ăștia? Hai că eu am 40 de ani mâini pe mâini. Bun, ceva am văzut în viață, dar eu copiii ăștia pentru ce i-am născut? Ca să smătim de viitorul lor. Bun, hai să mergem mai departe. Cum a fost Gheorghe Gonța ca copil, apoi ca adolescent? Foarte cu minte. Cel mai cu minte. Tare cu mințel eram. Deși mie rudele îmi spun că eram tare năzbătios, dar eu nu țin minte asta. Eu țin minte că eram foarte cu mințel. Mie mama chiar îmi spunea odată, sau de mai multe ori, tu trebuie să te naști fată. Și de cu minte și bravo ești, trebuie să te naști fată. În adolescență nu am comis multe lucruri de care... Eu am avut un respect și o frică față de părinți, mai ales de tata. Și eu mă bucur că peste ani mi-am dat seama că asta a fost foarte bine, că am avut frica asta de el. Că atunci, ca fiecare adolescent, când tata îți spune că maxim vii la 10 acasă seara, da, sau la 11, tu te gândești că ei, tu înțelegi el în viață, îmi stric copilăria, în loc să stau afară, zbur până la 3 dimineață, iar peste ani îți dai seama că bine că totuși vineam acasă de vreme, bine că m-a obligat să citesc, să fac temele, pentru că mulți dintre cei care părinții le permiteau, din cer cum eu, cărora le permiteau să stea și să facă ce vor, soarta n-a fost foarte bun cu ei ulterior. Bazele doar spun în adolescență, în copilărie, când ai să iei un copil de 20 de ani și să începi să-l ai duși de atunci, după ce ai ieșit de 3 ori la pușcărie, târziu, nu? Deci n-am fost băiat rău.
deloc nu a fost băiat rău. Probabil de asta și Dumnezeu a pus mâna pe mine și am cât de cât un piculeț de succes în viață. Vă spunem de iarnă, iernile mele, chiar zile, iarna asta noastră, care, da, putem să o numim iarnă, că a fost 3 zile, tot îi spuneam băieților, hai afară, hai afară, și nu voia niciunul, nici altul, eu am 2 copii. Păi le-am luat telefonul și le-am ascuns, eu vă oblig să ieșiți. Și deja din obligație, dar deja le-a plăcut. Și tot, nu foarte mult, stau un ceas, un ceas jumate, am înghețat și hai acasă. E mare diferența dintre generația noastră de atunci și ceea ce avem la ora actuală. Iată, spuneați înainte de emisiune că vă place TikTok. Eu numesc generația TikTok. Maxim 30 secunde, că mai mult dacă îi arăți un video de un film documentar de un ceas, el își pierde cunoștința, el nu înțelege. Cont de TikTok nu aveți. Eu? Asta mă lipsește. Bun, eu așa spuneam câțiva ani urmă despre Facebook. Dar l-am făcut. N-am avut încă o drogă. Generația asta a URSS-ului era acolo un trend sau, nu știu, poate să mai practică și acum, de a porecli. Dacă ne întoarcem frumos așa, lent, lejer, în timp. N-am să spun. Am avut și eu poreclă, dar nu vă spun. Sunteți al doilea om care mă întreba asta. Dar eu mă gândeam că o să fiu primă. Atunci tot nu i-a răspuns. Iată la pauză de publicitate am să spun. Cam pe la ce vârstă ai început să anini la propriu fetele? Eu cred că în clasa 1 sau 2 i-am trimis scrisoare de dragoste profesoare. Deci prima dragoste este profesoara, să înțeleg. Da, eu aveam niște... Zic, nici asta n-ai vrut să zici. Niște apucături tare ciudățări. Eu cred că când am conștientizat că femeia este polul opus, probabil de clipa aia. La grădiniță, știu cum eram îndrăgostit de o fetiță. Tare o iubeam. La școală, știu cum iubeam multe. Aici iubesc doar una. Și așa va fi până la capătul vieții. Cristina o cheamă pe soția mea. Cum v-ați cunoscut? Cum vine povestea voastră de iubire, de cunoștință, de dragoste? Eu lucram la Radio Antena C, eram redactor șef. Și o cunoscută de-a mea a ajutat-o să vină să angajez acolo. Dar a prevenit, zic, ai grijă, este acolo un Gonța tare crutoi. Cu el mai atent un piculeț, că el e tare de tot acolo. Și ea a venit, m-a văzut și a zis, dar cine este? L-am văzut eu pe el. Zic, opa, dar mie nu-mi plac oameni care nu stiem de mine. Zic, stai, hai că am ușa, mă lămuresc eu cu tine. Și am început, deci, prin confruntare. Anume, prin asta și m-a atras. Prin faptul că nu a plecat capul în fața mea. Lucru pe care nu-l face nici până în ziua de azi. Și astfel,
am avut atracția unul față de altul. Adică minus cu minus, până la urmă, a făcut plus, vorba aia. Deci, cumva, minus cu minus, primul minus ar fi orgoliul tău și al doilea minus, orgoliul ei. Da, dar se înțeleg, cumva te-a cucerit și orgoliul ei. Absolut, dreptate, da. Și ea a rămas cucerită de orgoliul pe care îl ai. Așa este, așa este. Este așa un moment, l-am surprins într-o emisiune sau într-o ediție pe care o moderez, emisiunea Puterea 4, cu prietenii la o bere. Câtă bere trebuie să consume jurnalistul Gheorghe Gonța ca să se simtă tare, tare fericit? Ori și trist, de ce nu? Primul rând, eu nu prea beau bere. Mie berea nu-mi place. Mie îmi place whisky să beau. Și în weekend, dacă e necesar, beau suficient. Mult ușor. Dar nu până să cad sub masă sau să dorm pe sub gardă. Și cu prietenii nu prea ies. Am ieșit când eram mai tinerel. Wow. Mie îmi place foarte tare în weekend să-l petrec acasă cu soția. Dacă vreau, îmi iau o sticlă de whisky. Și tot vinerea și sâmbătă stau acasă. Și deseori când mă sună în ultimii ani cineva dintre prieteni spune hai să ne trăim la obere, zic, sorry, s-a ocupat, nu știu, am un interviu la Orhei și nu pot. Deja a trecut de vârsta aia când s-aștept să mă întâlnesc cu cercul de prieteni, să discutăm despre procesele de integrare europeană a Republicii Moldova, n-am nicio chef. Atâtea mii de ore ai ieșit în viața asta cu ei și ei cu mine, atâtea sute de ceasuri am stat nopțile, care în mare parte sunt pierdute până la urmă, încât deja absolut nicio plăcere. Cu dragoste ne vedem la ei acasă, la noi acasă, cu familiile, așa, da. Așa este un anumit rost. Copiii se împrătenesc. Dar cu whisky și berea în afară acasă, de mult nu mai obișnuiesc. Eu, virtual, fără voi, m-am băgat pe sub patul tău. Acolo am găsit în loc de schelete un video cu mulți, mulți ani în urmă. Aveai așa o frază, nu știu, poate erau vreo 2-3 beri. Și aveai o frază interesantă. Primarul niciodată n-a fost din Chișinău. Totuși avem, domnule Gonță, primar de Chișinău. Și originar din Chișinău. Iată că avem. Și parcă se scurcă bineșor. Și cel mai interesant e că și oponenții lui, mai ales în afara camerei, recunosc că da, din păcate, eu am niște invitați la emisiune care, în afara camerei de filmat, invitați care să fac parte din putere. Și în afara camerei îi spun că, da, blin, cam bineșor de scurcă să războiul cu el pentru alegerile din 2023 va fi foarte dur, foarte puternic. Pasul conștientizează asta. Și noi anul viitor vom avea niște locale în Chișinău care dure. Bun, pasul încă n-a născut invitatul lor. Candidatul lor, pardon. Dar nu poți să iei pe oricine. Spui că pur și simplu e la pas și e binecuvântat din Maia Sandu. Asta nu o să ajute. Trebuie să fie cineva profesionist. Și eu știu cine e. Sau cel mai probabil candidat știu cine este. Dar nu vă spun că mi s-a spus în mod secret. Tot la publicitate nu vă zic și dumneavoastră, dacă vă interesează. Dumneavoastră, aveți așa momente în timpul emisiunii când sunteți nevoiți să zâmbiți fals invitaților? Normal că zâmbesc forțat în multe cazuri. Pentru că invitatul trebuie să simtă relaxat, să simtă că e la el acasă. Și numai când sunt foarte bine, îl trăsnești cu două întrebări. El spune niște prostii care devin ulterior știre. Și tu ți-ai făcut datoria pe copțele ai atins pe care le-ai vrut. De asta trebuie să te joci și cu chestii de genul ăsta. Bun, hai să luăm altfel atunci. Haideți să luăm altfel. Dacă să luăm din toată lista invitațiilor care aveți voi acolo la Puterea 4, ei cam sunt mulțișori, dacă să recunoaștem și experți politicieni, care ar fi în opinia dumneavoastră un politician care este cel mai greu de abordat? Cel mai greu, cumva, din punct de vedere a răspunsurilor pe care le cereți și căutați răspunsurile astea în invitat. Cel mai tare mie îmi plăceau emisiunile cu Marian Lupu, când era președinte la Partidul Democrat și președinte de Parlament. Pentru că Marian Lupu, când îl întrebai numele și prenumele, el începea să răspundă astfel încât ajungea pe la Ghidi Ghici, o luai pe la Cimișlie. Și într-un final,
tu însuți, uitai ce ai întrebat. Sau nu mai aveai chef să afli răspuns la întrebare. Și el la celă și obținea ceea ce voia el să obțină. Pentru că tu când întrebai, de exemplu, ceva despre Plahotniuc, el nu spunea că nu vreau să răspund despre Plahotniuc, dar îți răspundea pe lung niște chestiuni care n-au nicio treabă cu Plahotniuc, astfel te deruta și tu uitai ce mai vrei de la el, spune că în fine, hai, ai la altă întrebare. Și de asta mie îmi plăcea la el, pentru că la el trebuia să mă concentrez. Adică era invitat greoi, foarte complicat. Iată, cu el chiar îmi plăcea emisiunea. De ce am zis de el? Pentru că nu cred că degrabă îl mai chem la emisiune. Dar dintre actualii, nu cred că cineva e o mare problemă pentru mine. Sunt unii sinceri, deschiși, care ușor, chiar e simplu să vorbești. Cu ei nici nu trebuie să te pregătești de emisiune. Cu ei, pur și simplu, să notezi tezele. Tema 1, tema 2, tema 3. Asta e cel mai simplu cu cei din opoziție. Cu cei de la putere e mai complicat, pentru că ei reprezintă puterea și ei trebuie să răspundă pentru lucruri care se întâmplă. Și întrebări sunt multe, cu mult mai multe decât la ăștia. Așa este. La opoziție spui tema și lasă să comentez. El e bătut de soartă, pentru că el deja are nevoie să comenteze cel puțin. Da, el a ajuns în opoziție pentru că l-au pedepsit legătorii. Cu ăștia de la putere e altceva. Cu ei trebuie să explici omului, să-l convingi, să faci tot posibilul ca el să răspundă de ce a promis una, dar n-a făcut alta, de ce se întâmplă una, dar să promitea cu totul altceva. Cu ei este mai greu de pregătit emisiunea, dar și mai interesant. Pentru că astfel tu îți pui pe cap în mișcare ca jurnalist. Tu depui efort ca să scoți, să obții informația de care ai nevoie. Tu te gândești cum să-l manipulezi, cum să-l amețești, cum să-l trăsnești. Dacă ești din opoziție, v-am spus. E mai simplu pentru că deja e pedepsit alegătorii prin faptul că nu i-au votat. Prima ta emisiune, prima ta tentativă de a face o emisiune în calitate de moderator, cine a fost primul invitat? Eu la TV am mai apărut în viața mea. Da, la puterea a patra, prima invitată a fost premierul de atunci, Vladimir Filat. Așa. Eu am foarte tare ca primul invitat să fie cel mai unul mai tare oameni din țară. Și atunci Filat era un... De asemenea. Primul meu invitat la prima ediție de astăzi sunteți dumneavoastră. Onorat, mulțumesc tare mult. Și atunci, și eu am vrut asta, ca primul invitat să fie cineva bunișor. Cam greu l-am convins, dar a acceptat, pentru că el fiind cu un redic atât de mare și orientat atât de tare, ce trebuie lui să vină la emisiune care nimeni nu știe, pe care nimeni nu a auzit. Dar l-am convins într-un final și a venit. Și de atunci, de la el a început deja și alții, tot bunișori. Și ea că au trecut 10 ani. Domnule Gonța, haideți să facem istorie din istoria dumneavoastră. În opinia dumneavoastră de moderator de emisiune, și o faceți de mult timp, de mulți ani, cine sau care a fost cel mai borzăi invitat pe care l-ați avut? Dodon, la început mai ales, foarte obraznic era. Dar eu abia a treia oară mi-am dat seama care este jocul, tactica lui. Începe emisiunea, calm, liniștit, întrebare, răspuns, întrebare, răspuns, după care încep întrebările mai grele, îl mai iei pe sus, îl mai iei pe jos. Și la un moment dat el te ia peste picior foarte dur. Și tu pur și simplu ești amețit. Și tu nu mai ai chef de emisiune. Tu un fel de knockout. Te-a lovit și tu încă nu-ți poți reveni. Și el a făcut așa de vreo 2-3 ori. Și mie, în prima parte a emisiunii făcea asta. Și a doua parte a emisiunii deja puteai să nu mai faci deloc. Era proastă. După asta am înțeles eu tactica lui. Zic, stai un pic, băiatul. Hai că nici eu nu sunt chiar ultimul. Și așteptând atacurile lui, eu aveam pregătite contraatacurile. Și când el ataca, eu îl contraatacam. Și amândoi ieșeam mai amețeți și deja mă simțeam, deja nici n-am mai atrageam atenție. Asta despre borzăți. Cel mai tare invitat a fost Traian Băsescu. Asta are și altă școală politică. Iată, alea au fost cele mai reușite, în opinia mea, pentru mine, ducă în opinia mea, dar pentru mine, alea au fost cele mai bune emisiunile mele.
Nu, tot respectul față de politicienii de la Chișinău, dar nu se compară cu... Deci cumva vine altă școală de... Da, școală de, profundă. De politică. Școală profundă, nu ai noștri care și-au creat cont de Facebook și au 5.000 de urmăritori și le se pare că astfel deja ei sunt mari vedete și fac partide. Invitatul pe care trebuie să-l ai sau care ai plăcere să-l inviți pentru o emisiune, îl inviți și la un moment dat renunță invitația sau vine. Nu, nu-i serios, cum adică să accepți invitația și ulterior... Ai avut cazuri de genul? Da, am avut cazuri când cu o oră înainte invitatul a zis că nu mai reușește, nu mai vine. E vorba de un fost prim-ministru, dar ulterior am aflat unde, că el era, trebuia să duc la obiție la Cricova. Frumos. Da. Atunci, mie nu mi-a zis, dar pe asta am înțeles. Am avut un... Au fost câteva cazuri, genul ăsta au fost. Îs puține, dar se întâmplă. Și se întâmplă mai ales în cazul celor care guvernează. Poate să intervină ceva la... Dar asta e riscul emisiunii care e în emisii direct. Nu-i condamn și nu-i blestem după asta dacă se întâmplă, dar s-a întâmplat destul de rar. Unele tactici pe care le ai de orgoliu supără invitații, cred eu. Nu cred. Nu supără. Sunt băieți deștepți. Dar nu continuă supără. Să vină la tine. Da, la de asta și vin. Cea mai tare s-a supărat la ultima emisiune acum un an jumătate, doamna Maia Sandu. Și atunci nu vin. Dacă nu o să ajungă în opoziție, iar o să vrea să vin la emisiune, dar atunci eu nu o să mai vreau. Se întâmplă și din asta. Dar treaba domniei ei. Are multe televiziuni de partid, nu e o problemă. Să participe la toate și să-i pună întrebările care le așteaptă sau pe care le știe sau pe care tot ai ei le trimit jurnaliștilor ca să adreseze. Știe mai tarcele astea. Ce greșeli comite Gheorghe Gonța atunci când moderează o emisiune sau în comunicare cu invitații săi? Ce greșeli? Comiți. Nu comit eu greșeli. Dacă știi cum ești greșeli, nu mai facem emisiune. Se întâmplă cazul când nu mă pregătesc de emisiune. Pur și simplu, dacă mă pasă ceva la nivel personal, am niște anumite probleme care nu le pot soluționa. Asta e greșeala, probabil, singura. Că nu mă pregătesc de emisiune. Nu gândesc că cum te pregătești de emisiune. Te gândești că îi pui întrebarea asta. El îți va răspunde fie așa, fie așa. Dacă el răspunde așa, tu trebuie să ai contraatac din partea asta. Dacă răspunde invers, trebuie să ai contraatac din partea asta. Iată așa, asta se cheamă a te pregăti de emisiune. Uneori se întâmplă că mi-e indiferent. Pur și simplu, acceptat invitația, vă întreb, îi pun și pe întrebări despre subiecte de actualitate și am plecat pe casă. N-am niciun chef să polemizez, să discurs, să aflu ceva. Iată, asta se întâmplă. Și devine emisiune proastă, calitatea e proastă, telespectatorul rămâne dezamăgit. Și asta e o greșeală pe care uneori se mai întâmplă, recunosc. Totuși, unele momente de televiziune, unele erori, să zicem așa, unele dezgusturi pe care le-ați avut, bănuiesc eu că s-au memorat în viața dumneavoastră. Care ar fi, spre exemplu, o emisiune în care cel puțin nu v-ați fi dorit să apară pentru telespectatori? Normal că mi-este rușine de primele emisiuni. Of, Doamne, parcă eram... Dar nu, întrebarea e prea profundă și nu așteptați un răspuns la fel de profund. Nu am așa cazuri. Că să mă simt rușunat după emisiuni. Pot să mai folosesc cuvântul o frecat unul pe altul și a doua zi îmi zic că e mai bine nu puneam expresia asta, dar conform dicționarului asta nu e înjurătură, un proces fizic. De asta se întâmplă. Dar nu am așa emisiuni. Cred că probabil de asta și că mai sunt pe piață. Parodie despre sau pentru sau cu personajul Gheorghe Gonță. Unele maniere pe care încerci să le aplici în emisiune cumva sunt așa ușor de memorat. Ce părere ai despre personaje, actorii care încearcă să parodieze unele momente din emisiune? Vreau să vă spun că pentru orice om normal asta e o onoare să fii parodiat. Înseamnă că tu ești cunoscut. Și nu o fac în bătaie de joc din câte am văzut. Chiar e frumos. Și e o onoare. Vă spun eu că eu
Dacă ajungi vreodată să fii parodiat, înseamnă că niște culmi le-ai atins totuși în domeniul pe care îl ai tu. Și o fac bine și ori băieții. Tot eu am încercat să o fac de la început, cam pe la ce nivel sunt așa. Trebuie să-l suni pe Cătălin în lungul să-ți dea el niște lecții mai bune. Mai ai învățat. Frumos. Gheorghe, tu iubești să gătești? Urcăsc, nu pot. Nu. Și nici nu măcar nu-mi place mâncarea deosebită, mai puțin deosebită. N-am. Eu mănânc numai ca să nu mor. În rest, dar de gătit nu gătesc. Cred că în adolescență puteam face ouă prăjite. Și tartine pot face. Eu la tartine uneori chiar depun mult efort, că n-am eu chiar. Asta se întâmplă. În rest, nu-mi place să gătesc și nici nu dau doi bani pe mâncarea asta. E foarte bună sau nu-i bun? Este. Ce-o fi, o fi. Dar salientată, nu-mi place să mănânc de două ore aceeași mâncare la rând. Asta e adevărat. Oricare, cât de bun ar fi ea sau mai puțin, nu, asta nu-mi place. Când de două ori la rând aceeași. Bei mult cafea? Pentru că fumez foarte mult. Și mi-e ușor să fumez cu cafea pentru că îți umezești gura. Dar nu beau pentru ca să nu dorm sau să dorm. Ea n-are niciun efect asupra mea. Absolut niciun efect. Sper asupra sănătății să n-are un efect. Dar în rest nu mă ajută niciun caz. Doar ca pentru gust. Ce țări ai vizitat? Ce țări ți-ai dorit să vizitezi? Câte limbi cunoști, apropo? Engleza la nivel de comunicare, franceza deja nu mai este ceea ce era. Eu am avut ocazia să stau jumătate de an în Paris și acolo am învățat binișor franceză. Pe stradă, nu e vorba de studii avansate. Ori o limbă străină se învață anume în țara de ori, în țara în care ești. Tot ce ai învățat la școală, degeaba ai învățat. Am vizitat foarte puțin Ucraina, România, Franța, Turcia, bineînțeles, vara cu familia, Belgia și atât. Tare vreau să văd Israelul și tare vreau să văd Egiptul și tare vreau să văd Statele Unite ale Americii. Dar nu e un scop în sine. Le voi vedea. N-am. Vorba aia. Vrei să vezi ceva frumos? Deschide Google, pune pe YouTube imagine și o să apară. Nu-mi plac călătoriile. Nu mă tem de zbor, dar pentru mine asta nu e o prioritate. Vara îmi place la mare, atât. Plajă te-ai pus, ai băut bere, te-ai uitat la copii să fii atent, să nu intri prea atâng în apă. În rest, peste 7 zile înapoi acasă. Deci vara cumva cel mai mult te impresionează, ca anotimp. Primăvara. Cel mai îți place frumos. Cel mai frumos? Da. E vorba de reînviere asta. O ador. Vara nu prea îmi place, că e prea cald. Deși n-am o problemă. Să sperăm că primăvara asta va fi și pentru noi una calmă și frumoasă. În primul rând, calmă. În primul rând trebuie să fie calmă. Vreau să te întreb în legătură cu Republica Moldova, cum o vezi tu în următorii 10 ani? Uf, după ce s-a întâmplat cu Ucraina și aici s-a întâmplat deja nimic, niciodată nu poate fi clar. Nu, eu nu cred că cineva poate să mai încumite să facă afirmații foarte clare ce urmează, cum se va dezvolta sau mai puțin se va dezvolta țara. Ceea ce s-a întâmplat acum cu frații noștri din Ucraina demonstrează că trăim într-o lume tare instabilă. Dacă ar fi să-ți dau o întrebare, să fie ultima, ce ai dori să te întreb? De ce nu te dai cu părerea la emisiuni de tăi? Spre deosebire de toți colegii tăi, care sunt foarte deștepți, știu totul și mai mult decât toți invitații luați la un loc. Cum ați răspunde, Vyacheslav? Răspunsul ar fi următorul. Jurnalistul este jurnalist pentru că pune întrebări. Cum le pune, este treaba lui. Dacă are talent să le pună altfel, interesant, mai puțin provocator, frumos, asta deja e talent. Dar dacă jurnalistul e vedeta emisiunii, eu nu înțeleg pentru ce el mai invită oameni. Dacă tu ești vedeta, apari singur, vorbești timp de un ceas. Și după ce ai vorbit timp de un ceas, spui doamnelor și domnilor, atât a fost să fie, asta am avut să vă spun eu, ne vedem mâine, că am 5 ediții pe săptămână, că am prea multe să vă spun. La revedere, seară bună. Așa e la noi în presă, din păcate. Tot respectul față de colegi. Eu îți mulțumesc foarte frumos că ai acceptat invitația noastră. Eu îți mulțumesc pentru faptul că ai decis ca eu să fiu primul, este o onoare. Mai vii la Orhei? Vin. Dacă sunt primul invitat, a fost, repet, e onoare. Și tocmai de asta, când n-ai să ai invitat și nu o să vrea să vină nimeni, mi-e cheme dat pe o facem frumos, așa cum o faci tu la emisiune, ca final? Da.
Doamnelor și domnilor, cam atât a fost să fie la ediția de astăzi a Band Stage-ului nostru sau podcastul nostru video. Noi vă dorim multă, multă sănătate și să vă vedem mândri.